Știu cum am răbit, sunt vreo 30 de grade, nu știu cum am îmbrăcat. Pantaloni. Ce mi-a trecut prin cap? Elita dormindo assim faz quanto tempo? Meia hora. No chão? Você viu, Ari? Olha o jeito que o Ari está dormindo. Tô vendo. Ela acabou de chegar, viu? Tô logo avisando. Pode perguntar onde ela estava. Ela está sendo vigiada 24 horas. Eu tô sendo vigiada? Uhum. Sério? Focou curar. Tá maluco. Não, sério. Eu fiquei por 48 minutos esperando você dentro da boate. Você nada de entrar, aí você falou que não podia entrar porque tava sem um documento certo. Aí eu fui lá na mulher pedir pra sair, ela disse que eu tinha que pagar 100 reais mesmo sem ter consumido nada. Já contrasou bastante a hora, hein, caçando de uma casa. A gente foi pro Recreio e agora voltamos pra Botafogo. Porque a gente dormiu no ônibus. Talvez o destino quis assim. Nós viéssemos para o trabalho aqui. Bom dia a todos. Filmes da Esconcela Canangoia. Unde te filmăm? Filmăm. E foarte, foarte cald. Nu mai rezist. Uite cum sunt îmbrăcată. Și cred că sunt 30 de grade. Și n-am mâncat nimic azi. De-abia aștept să mănânc. Ce se mai întâmplă? La șantiere. La șantiere. Hai să ne. Am mai adus niște piatră. Hai mă, adică s-au mai ridicat un pic. Uite niște mustăți. Nu s-a ridicat bine, că nu vezi că cărămidă în jumate numai. Ne-au mâncat toată cărămida, Adi. Stați măi băieți, că suntem deja... Suntem bine. Ce zice Adi? Și o să iasă. Ce o să iasă? O să iasă o casă frumoasă. Asta o să iasă. Nu o să fie de înaltă, e. Tu vezi câta rugină a pus. Păi dacă e așa, punem și eu un tesido de la cum se numește, pentru yoga acrobatică. Aici așa este, că aici e aia. Păi e luminatorul ăla? Nu, e bine. Uite așa înalt? Da, nu știu ce să zic. Parcă totuși e cam înaltă. Nu? Au făcut și curat, vezi? Bine că ai intrat încălțat în living. Data viitoare mă duc cald. Așa să faci. Din cauza condițiilor meteorologice, băieții n-au venit astăzi la muncă. Hai, dar... Cum? Nu contează, că ei lucrau și de sărbători. Aha, preferă să da. Dar ploaia cred că i-a oprit. Dar mâine sperăm să fie vreme frumoasă și o să filmăm să vă arătăm ce au mai făcut mâine. Aici trebuie făcută scară? Da, clar. Pe cum urc în casă? Ne-am oprit la bufetărie să ne luăm micul dejun. Ce ți-ai luat acolo? În pata cu... nu știu ce. Cu pui, cred. Și m-am luat o pâinică cu brânză și așteptăm cafeaua. Obrigada! Una dintre plantele mele preferate, ciocul de papagal. Doamne, e super! Și frunzele par frunze de banan. Adi, a băgat Marco nouă la papuci. Îți iei? Așa cu Brazilia. Lumul lumii? Nu am lăsat așa acasă, ce facem de mâncare azi? Curry, cu orez. Ca să zicem și noi. Din nou facem curry rice. Luăm cartofi, morcovi. Luăm și o salată, domnule. Ce vreau să luăm salată? Dacă oricum nu o face asta. Se apucă să construiască acolo. Iară, deci frate, nu se mai termină plăcut. Această clădire încă nu-i terminată. Aici au terminat casa, dar vor începe aici. Casa asta au terminat-o,
dar încă sunt la finisaje cu ea. Coceaba asta mică au terminat-o. Te-au tăiat toți copacii ăștia de aici și nu mai vin maimuțele. Ultima oară când au fost maimuțe, Adi le-a văzut. Aici. Aici era. Ne-a luat tricou cu România. Ăștia cred că fac mișto de mine. Hai, mai zi o dată. M-am întâlnit cu Maria. Și mi-a dat o cutie cu o pastăre, că ai zis că a vorbit cu tine, că s-a înțeles cu tine. N-am înțeles perfect ce ai zis aici. Zi și tu, Ghiocel. Eu nu mai zic nimic, că nu știu ce te înțelegi cu Maria, docule. Hai, zi tu că e în cutia aia o pastăre. În cutia ce e o pastăre, care te așteaptă. Auzi. Ia. Ce este? Deci aici e o pasăre, cică. Da. Și putem să-i dăm drumul? Nu știu ce, în ce condiție e pasărea asta. Da, voi ați văzut-o? Da, da, da. Ce? A văzut-o la mine, nu? Sau cali mișto. Nu, eu n-am văzut-o. Ia, ține, filmează. Eu n-am văzut-o, mi-a zis ăsta. Da, chiar o pasăre. Păi este, da, nu ți-am zis că este. Dar întreabă-l cu el mai bine, că n-am înțeles perfect ce a zis. Nu se nu zboare în bucătărie, dar... Da, uite-o! Mâncarea... E o pasăre aici. A venit cu motocicleta, o ținea în brațe, cu grijă. Nu, mă, dar de ce râdeți? Mi se pare ciudat că tu nu știi, eu am crezut că tu știi că l-ai spus. Păi, dar a venit Gabi și mi-a zis, bă, Maliado a vorbit cu Gabi și uite, i-a lăsat pasărea asta. Și zic, bă, dar de... De unde până unde ai vorbit cu Maliado să-ți aducă pasăre? Nu știu, frate, am și o pasăre acum, încă nu mă prind ce cu ea, ci că mi-a făcut-o cadou Maliado, zic ăștia, dar într-adevăr, până acum n-au glumit. Eu avem o pasăre aici, nu știu ce-i cu ea, mă duc să văd. Eu cred că Maliado a auzit că-ți plac pasărelele și te-a adus una cadou, așa crema. Așa m-a zis și eu, dar nu vreau să merg până acolo. Da, nu știu ce să zic, să mor, m-au blocat ăștia. Am o pasăre. Dar până una alta avem treabă, trebuie să dăm o fugă până la Casa Românilor să vedem care cum mai e situația pe acolo. Că aici e vacanță și nu e vacanță, să vedem. Dacă nu stai pe oameni, oamenii pleacă în vacanță. Aia e. Hei, Maliado! Nu e frate om acasă să-l întreb de ce mi-a adus o pasăre. În fine. Eu nu sunt adeptul acestor lucruri, adică eu îi dau drumul, indiferent. Dacă nu-i rănită sau chestii de genul, îi dau drumul, nu țin așa ceva. Mi se pare păcat să ții animale în cuști. Nu, nu-mi plac. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. Avem gardul românilor cu porțile închise. Avem porțile închise, să vedem de ce. Sunt porțile închise, dar oamenii la lucru sunt. Cricotași mai sunt decât odată. Oi, Luis, tu dubei? Ne-a venit decul ca să continuăm cu gardul. Dar nu sunt toate. Ce, sunt aici 100 de metri? Trebuie să le mai apuc să le număr. Ce să fac? Sunt. Uite, mă, vezi că sau să nu știu. A venit tata cu papa. Stai, nu le da. Ce? Că vreau să bag telefonul în apă. O să bag telefonul în apă să filmăm peștii cum mănâncă. Aici, la bungalow, lucrează băieții. Ăsta e terminat, de mult. Dar nu știu cum, ce naiba face acolo. Nu știu cum îl pune, ce? Le pune pe toată dată, așa? Aaa, pune pe toate și ia bucată cu bucată, a? Și-a făcut așa un cadru, o procedură de lucru, nu? Un cevalet. Ai mai văzut așa? Nu.
Da, cred că și le pregătește. Da, mă, și ia bucată de carte să... Interesant. Și le pregătește pe toate acolo. Are omul 5, 1, 2, 3, 4. Are 4 și... Ce zici, Adiță, cum merg lucrările? Greu. Greu, a? De ce crezi? Crezi că e datorită faptului că sunt pe plajă? E un singur om. Da, lucrează un singur om, dar arată bine. Merg înainte, forță. Și acum să mâncăm și noi niște pitanga. Sunt delicioase. Asta este kombucha. Kombucha. Numele latin este Medusomyces. Este o ciupercă și este un ceai fermentat. Este o băutură foarte bună, foarte sănătoasă, care se face dintr-o meduză, ciupercă și ceai. După care pui fructe și îți dă un gust. Și asta este kombucha. Noi facem în casă kombucha pentru că ne place foarte mult. Și acum am această sticlă de rom, goală, evident, în care eu o să-mi pun kombucha. Kombucha! Kombucha! În sfârșit, bea apă. Lavinia îi dă să bea... cum se numește asta? Nu știu. Andorinie este. Zici? Da. De ce rândunică? Este o rândunică. Cred că am dat suficient. Am aflat povestea rândunicii și cum a ajuns ea la noi. Maliado, vecinul nostru, el știe că mie îmi plac păsările, pentru că tot timpul stau și ascult păsările. Zic, oi, ce frumos cântă asta. Când vorbesc cu oamenii și aud păsările cântând, zic, taci un pic. Da, așa fac. Și el, știind că nouă ne plac păsările, a găsit-o pe... rândunica asta cu aripa ruptă și ne-a adus-o ca să avem grijă de ea. Vom avea. Am dat cu betadina. Nu știu cum trebuie să am eu grijă de păsări cu aripile frânte, Gabriel. Păi uite așa, să avem grijă, să-i dăm să bea apă. Și ce mănâncă o rândunică? O mângâiem. Nu o mângâia, te rog. Și gata. O lăsăm să-și revină. Adiță? Bun. Adiță? Ne-a făcut mâncarea aia japoneză, kara rice. Adică orezul și cu maclavaisul ăsta aici. Bun de mori! Și am întrebat-o pe Moani dacă îi place. Gosta? Yes. Ma serio? Mhm. Pa, scumpii! Unde te duci? Să beau cafea. Fără mine? Da, fără tine. Ce urât e zidul ăla din spate. Zidurile astea sunt urâte. Dar așa este în fața mării. Hai, Adiță. Mergem să bem o cafeluță. Dar asta a rămas aprinsă. Să nu cadă și deschis. Ha? Acum să nu și deschisă. Da, ia uite. I-am salvat viața. M-am oprit un pic la Brazilescu. Ca să strâng țigăneala asta ce a rămas de la Pavele. Sunt prea în drum așa.